Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. O emisiune despre misiune, despre misiunea lui Dumnezeu, care prin Iisus Hristos, Fiul Său, dorește să răscumpere oameni din orice națiune, din orice cultură. O emisiune care prezintă lucrările misionarilor români care slujesc în diferite zone ale globului, ducând vestea bună a mântuirii acolo. Dar misiunea externă nu are de-a face doar cu trimiterea și susținerea de misionari. Misiunea externă înseamnă și mobilizarea bisericilor pentru a fi parte la acest seceriș, înseamnă și recrutarea și echiparea misionarilor, înseamnă și promovarea misiunii în bisericile noastre. Noi considerăm că unul dintre cele mai bune instrumente pentru a mobiliza biserica la misiunea mondială îl constituie conferințele. În cadrul conferinței Romiscon din anul acesta, conferința intitulată Misiunea Bisericii în context european, am avut invitați, misionari, oameni ai misiunii care au slujit, slujesc în Europa. Să-l urmărim în continuare pe George Găvruș cu mesajul pe care l-a intitulat Când Dumnezeu mișcă popoarele, mesaj pe care l-a susținut în cadrul conferinței de misiune Romiscon. Ce aș putea să vă mai spun ca să vă motivez pentru misiune? Eu cred că deja sunteți motivați. Cred că cu toți în aceste 3 zile petrecute aici am fost stârniți așa în duhul nostru să facem mai mult pentru misiune. Așa că nu cred că am auzit atât de mult material. Vreau doar câteva lucruri din inimă să vă împărtășesc, la fel ca frații mei, că și ei cred că tot din inimă v-au împărtășit. Să privim puțin la țara noastră, unde ne aflăm acum, să încercăm să discernem puțin contextul în care ne aflăm și responsabilitatea pe care o avem, mai mult decât responsabilitate. Suntem, cred că Dumnezeu privește la noi și are mari așteptări de la țara asta. Și nu spun asta dintr-un etnocentrism, ci pur și simplu dintr-un realism privind la ceea ce se întâmplă cu țara asta. Dani, dacă poți să pui statisticile alea din Balcani. Am lucrat în Afganistan din 1998, efectiv am petrecut 9 ani acolo, dar nu m-am uitat prea atent la Balcani, dar uitați cum arată biserica evanghelică, evanghelici, numărul de evanghelici. Muntenegru, 286 de creștini evanghelici, Bosnia 2207, Macedonia 4200, Turcia la 70 și ceva de milioane de oameni au 7200. Croația, 19.000 de credincioși evanghelici, inclusiv penticostali și toți. Grecia, 41.000, zicem că stă binișor. Bulgaria, 145.000. România, 1.149.647 de creștini evanghelici. Asta e conform Operation World, datele astea statistice. Dumnezeu ne-a binecuvântat ca țară și în jurul nostru sunt țări care au nevoi uriașe. Uitați-vă la Balcani, uitați-vă la o țară cu 2200 de credincioși evanghelici. Pe Biserica Speranța, din care fac parte aici în Cluj, are 2000 și ceva de membri. 2000 și ceva cu copii luați și sunt probabil mai mulți credincioși în Cluj decât în câteva din țările astea luate împreună. Aici, lângă noi. Dați-mi voie să citesc doar 2 versete din Faptele Apostolilor, capitolul 17, care spun așa. Versetul 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Dumnezeu cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut pe toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Titlul sesiunii este Când Dumnezeu mișcă popoarele.
Nu la voia întâmplării suntem în colțul acesta de lume, nu la voia întâmplării Dumnezeu a binecuvântat țara asta. Și atenție ce spunea fratele Don, parcă dânsul a spus, sau unul dintre vorbitori, privind la Irak, care a avut o tradiție creștină, o biserică de secole, care a crescut înăuntru, ca un copac care n-a dat niciun lăstar în afară, și a îngăduit Dumnezeu acum să fie efectiv șteasă de pe fața pământului. Asia Centrală, în momentul în care a apărut Islamul, în secolul 7, avea comunități creștine, Afganistanul avea mănăstiri, avea centre de învățătură creștină, era un episcop din Herat, oraș unde noi am locuit 3 ani de zile, în vestul Afganistanului, un episcop a participat la unul din conciliile bisericești în primele secole. Erau biserici creștine, la un moment dat chiar au trimis misionari de acolo din Afganistan, misionari creștini, în Tibet. Biserica nestoriană, erau mai mulți creștini în est decât aici în vest. 1000 de ani de creștinism. Ce s-a întâmplat? Mai multe cauze, dar a dispărut creștinismul de acolo. Să nu ne... Statisticile arată bine pentru România, dar să nu ne înșelăm să credem că ni se datorează nouă sau că putem să ne lăsăm pe laurii victoriei și să ne simțim, să ne uităm cu mândrie la cei din jur, să zicem cât de bine stăm noi. Pentru că nu știm cât timp lucrurile vor sta bine. S-a tot vorbit de Finlanda, avându-l pe fratele Mica aici. Organizația pentecostală de misiune din Finlanda se numește FIDA. Ați auzit, a fost înființată în 1929 sau undeva acolo, în deceniul 2. Și au trimis, a fost și este organizația misionară cea mai mare din Europa, misionară pentecostală. La un moment dat, în anii 50, 40, nu știu, după vreo 10 ani de ființare, poate 30 sau așa, bisericile au zis, nu avem nevoie de organizație misionară, putem noi să trimitem misionare. Și au închis-o. Vreo 20 de ani mai târziu, timp în care mișcarea a crescut și au dat seama că au nevoie de organizație misionară, au redeschis-o. Finlandezii azi au 65.000 de penticostali. 65.000 la o populație de parcă 5,2 milioane de oameni. 65.000 de penticostali. Au ajuns prin anii 90 să trimită cel mai mare număr de misionari din Europa. Sau și-au propus un plan pe 5 ani să crească numărul cu 100 de misionari, de la 350 la 450 de misionari. Și în 4 ani au ajuns să crească cu 100 de misionari. În 4 ani au ajuns. Și în 98, anul când am plecat eu trimis de cultul pentecostal, ei aveau 450 de misionari. Și fratele Arto Hamalainen, cel care a fost directorul 20 de ani, spunea acum vreo 2 săptămâni, zicea, am fost directorul și am văzut creșterea și tot sub conducerea mea am văzut și declinul. Și astăzi Finlanda are 250 de misionari. 250, da, 450. Și vorbeam cu fratele Ghiță, vedem creștere azi, cum ar fi să vedem scădere. Dar uitându-ne la procent, la numărul de oameni și la raport, dacă noi, penticostalii români, am trimite același procent de misionari ca finlandezii, noi ar trebui să avem astăzi, în anii lor de glorie mă refer, când eu am avut 450, noi ar trebui să avem un număr de peste 2600 de misionari. 2600. Au mai mulți bani finlandezii? Da. Dar să știți că noi trimitem mult mai ieftin misionari decât finlandezii. Mă lăudam la fratele Mica, i-am dat un cot ieri și am zis, ne costă, nu mai știu acum, dar e sub 1000 de dolari pe lună pe adult. 800 și ceva, parcă e media a unui misionar român. Ceea ce e, frate Don, 800 și ceva de dolari să trimiți un misionar oriunde îi trimitem, asta nu e media. E extraordinar, frate Rick, cunoaște statisticile.
Nu știu cine poate să trimită la prețul ăsta. Noi trimitem low cost. Bun, Finlanda, să zicem, e mai înstărită. Să avem jumătate cât ei. Ar fi 1300 de misionari. Câți ne-am propus? 200 de misionari. E mult? Nu e mult, dar e mult. E mult, eu mă gândesc, acum lucrez la birou și avem către 60 de misionari și cât avem de lucru. Acum e o experiență nouă, eu am venit de pe câmpul de misiune și lucrez la agenție de 2 luni. Și îmi dau seama de într-una, e-mail-urile, vrea să meargă, vrea să vină, o problemă, un accident, o situație, un conflict, nu sunt bani, sunt bani, vrea să cheltuie, nu vrea să cheltuie. Foarte, foarte mult de lucru pe lângă conferințe și toate celelalte lucruri. Nu știu, să avem 200 de misionari, la cât trebuie să creștem noi personalul, frate Ghiță, la birou? Dacă acum suntem 5 jumate, suntem? Da, unul e cu jumătate de normă. Câți îl dublăm de 4 ori? Domnul știe și Dumnezeu va purta de grijă. Dar vreau să zic că trăim niște vremuri entuziasmante din punctul ăsta de vedere. L-am întrebat pe frate Arto, de ce credeți că a scăzut numărul de misionari? N-a făcut încă nimeni o cercetare serioasă pe asta, dar a scăzut pasiunea bisericii. Sunt tot mai puțin care sunt gata să se sacrifice. Oportunitățile economice îi fac pe oameni să nu mai fie gata să renunțe la confort și să meargă ei într-o țară în dezvoltare. Să știți că același lucru se întâmplă în România. Deja îl resimțim în biserici. E mult mai greu să găsești voluntari azi, vara, la o acțiune, pentru că ei merg la internship-uri și au job-uri și studenții și ceilalți. Presiunea asta a oportunităților economice e mare. Deci nu știu cât e fereastra asta. Nu știu cât e fereastra asta, câtă vreme încă mai avem moștenirea asta. La noi, biserica noastră a crescut în suferință. Pentru mine, bunicul meu e un model. Și pentru mulți alții dintre noi, înaintașii noștri, sunt un model. A răbdat, a suferit și a mers înainte. Și noi avem asta încă în bisericile noastre. Dar e foarte ușor să o pierdem într-o generație. Așa că eu zic că avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu să batem fierul cât e cald. Misiunea e direct legată de starea bisericilor. Dacă bisericile sunt dinamice și cresc, și misiunea are șanse să crească. În Finlanda e o scădere, bisericile sunt stagnante și se resimte în rândul misionarilor. Astăzi este vremea noastră. E o fereastră pe care Dumnezeu ne-a dat-o și toți suntem responsabili. Eu vreau să fac partea mea și fiecare dintre noi să ne ajute Dumnezeu să ne facem partea noastră. Și Dumnezeu este cel care mișcă popoarele. Nu la voia întâmplării, și acum cred că am înțeles o majoritatea, să nu ne imaginăm că Dumnezeu n-a fost atent câteva minute și ne-am trezit cu 1 milion de musulmani veniți în Europa sau cu milioane de musulmani. Lucrurile acestea sunt rânduite de Dumnezeu. Și am stat în Afganistan și am pomenit de multe ori cât de greu se lucrează și cât de greu reușești să faci ucenici. Nu am timp, am multe istorisiri și n-am timp să vi le spun. Pune prima poză cu Wahid. Băiatul ăsta a fost sfătuit de cineva l-a sfătuit cum să emigreze. Și asta era cu vreo 7-8 ani, 9 ani, nu știu, în 2007, când ne-am mutat noi în Herat. Mă rog, dacă îl pui sau nu îl pui, un băiat din Afganistan, vedeți aici în poză împreună cu soția lui, cineva i-a zis, vrei să emigrezi, du-te la străinii aia și spune-le că ești interesat de creștinism și eu să te învețe și așa, și după aia le zici că ești persecutat și eu să te ajute să emigrezi. A apărut Wahid la un misionar, la fratele nostru Jeff, și i-a zis că e interesat, împreună cu alți doi băieți, e interesat de creștinism. Nici vorbă. Și a început Jeff să facă studii biblice cu el. Și cam în perioada aia ne-am mutat și noi în orașul ăsta. Și am auzit de Wahid și alți doi. Și apoi a apărut persecuția. Familia și trebuie să fugă, să emigreze. Și noi am decis să-i trimitem în Pakistan, o altă țară musulmană, să stea acolo până trece primejdia și ajutăm un pic cu pașapoarte, cu bani. S-au dus băieți în Pakistan. Din lac în puț, știi? Din Afganistan în Pakistan. Au stat ce au stat prin Pakistan și au venit înapoi, că n-au reușit, au văzut că nu-i rând de a merge în Canada, era planul lor, și au revenit în Herat.
Vă dați seama, după ce ai investit luni de zile de studiu biblic, de speranță, băieții ăștia, aveam și noi acum câțiva convertiți sau pe cale, ironia lui Dumnezeu e că Wahid, cuvântul ăla ce l-a auzit, a prins rod în viața lui. Și a revenit. Și ne-a spus că totul a fost o tărășenie și de fapt el a vrut să emigreze, dar să-l primim înapoi. Și a fost parte din grupul în care se întâlnea în casa noastră, nu știu, probabil următorii 2 ani de zile. Vorbea engleză, noi ne-am ocupat, noi, echipa cu care lucram, ne-am ocupat de el și am avut mari speranțe. Mari speranțe că va fi liderul bisericii de acolo. S-au mai convertit și alții, Basir Ahmad, de care am povestit de multe ori, și au făcut parte din același grup. Soția lui nu era întoarsă la Domnul, foarte conservatoare, îmbrobodită totdeauna cu ceadărul. Și noi am plecat din orașul ăla, Wahid și el și-a luat un job cu armata americană ca traducător și după aia a plecat și a ajuns în Grecia. Și acum poza asta e făcută de soția mea, de Georgiana, cu o săptămână, a participat la o întâlnire a creștinilor afgani de acolo și Wahid a condus, el a fost cel care a predicat și a dus mesajul din partea Domnului. Și chiar dacă noi am simțit ca o pierdere și nu încurajăm pe oameni să plece de acolo, dar sămânța și ce s-a cultivat acolo, Dumnezeu folosește acum în Grecia. Zic asta pentru că noi vedem oportunitățile cu refugiații, dar lucrarea în țările astea trebuie să continue. Noi încă vrem să trimitem oameni în Afganistan. Melinda, ridică-te în picioare. Melinda a fost o lună plecată în Afganistan. E studentă la CRST și are pe inimă să se întoarcă pe termen lung. Am stat în țara aia cât am putut. Din 2014 încoace, dacă poți să arăți imaginea cu biserica, ne-au bombardat clădirea unde ne întâlneam. Nu asta. Mai în spate, mai în spate. Asta e, vedeți acolo, asta era la intrarea în clădirea bisericii. Daniel, poate îți amintești, Precious Lives at Risk, Please Close the Door. Explozia, alea-s bucăți din poartă, cum a zburat poarta din exploziei, 5 atacatori sinucigași, ne-au distrus clădirea unde ne întâlneam, Dumnezeu ne-a păzit că n-a murit nimeni atunci. La o lună după aia a fost atacat spitalul unde lucram. În următorii 2 ani, au trecut 2 ani de atunci, acum am sărbătorit recent, am comemorat moartea unui coleg care a fost împușcat atunci. Cu cât am chipzuit mai mult, cu atât sunt mai convins că e o minune că Dumnezeu mi-a păstrat viața, m-a păstrat cu viață, pentru că am ajuns director la un spital. Precedentul director fusese amenințat cu moartea, tot felul de șicane și organizația l-a scos. Aveam un director spiritual, ca să-l numim așa, așa numeam, și a primit tot felul de amenințări, postări pe Facebook, scrisori pe sub ușa de la birou și organizația a decis să o scoată, că s-a temut că va fi omorâtă. Și apoi, la vreo 3 luni de zile, mi s-a dat mie slujba asta. Și în prima zi, polițistul de la poarta spitalului a deschis focul și a omorât 3 oameni. Și eu eram foarte aproape când s-a întâmplat. FBI a făcut o investigație, erau misionari americani, unul lucra, un vecin de-a nostru, era profesor de IT, cam de aceeași înălțime cu mine. El a venit pe la ora 9, eu am plecat la 8 și ceva cu mașina. În mod normal, dacă venea un director nou, directorul avea șofer, îl duceau, îl aduceau, era un protocol destul de strict. Eu am stat acolo ani de zile, umblam și cu bicicleta și m-am dus eu cu mașina normal, cu mașina mea. Am ajuns, nu știa nimeni că eu sunt directorul, am intrat în spital și m-am dus la birou și am început să inspectez un pic acoperișul când s-a întâmplat. La vreo oră după aia au venit un grup de americani. Și cred că planul era să omoare, nu știa exact cine, și l-au omorât pe John Gable. Din investigație avem filmarea, că s-a filmat, aveam camere acolo și concluzia a fost că John Gable a fost ținta. Și talibanii n-au revendicat atacul și investigatorii care au analizat au zis n-au găsit un mobil pentru crima asta. De ce să-l fi targetat pe omul ăsta? Chiar n-avea nicio legătură și în ziua aia el n-ar fi trebuit să fie acolo. A venit într-o vizită pur și simplu cu taică-său și cu încă câțiva.
Și polițistul ăsta aștepta, probabil se știa că o să vină un nou director, au venit suita asta de oameni și au omorât, dar pe el, în el a descărcat 3 încărcătoare. Mai mișca, a venit din nou și iar a tras de la foarte de aproape. Și pe urmă, toate problemele care le-am avut în lunile care au urmat și amenințări și cred că da, lupta a fost foarte mare pentru... Avea de-a face cu proiectul, era un proiect creștin, dar geaburi, slujbe multe și alte treburi, motive economice și... Dar în timpul ăsta am putut, 20 de luni am fost acolo și în ciuda acestor lucruri noi am continuat să lucrăm și ne-am ținut de țara aia și de proiectul ăla și de ușa pe care Dumnezeu ne-a deschis-o, convinși că suntem în mâna Domnului. Mai târziu ne-a fost omorât o familie de colegi, bărbatul cu cei 2 copii, puteți pune imaginea cu Werner, în același an, în 2014, pe final, Werner, cel din imagine cu cei 2 copii al lui. Uitați casa, poți să pui următoarea imagine. Eu mă aflam foarte aproape, la câte 100 de metri, și am stat ore întregi în subsol în timp ce se trăgea și noi ne rugam pentru frații ăștia să scape cu viață. Înainte cu o zi am fost într-o întâlnire acolo în casa aia. Mereu părtășile sunt foarte plăcute într-un grup mic și mi-amintesc că eram 9 oameni, era într-o vineri, și Werner a predicat din Apocalipsa și zicea, dacă tot e să murim odată, ca să murim pentru Hristos, spunea el. Și zice, totuși atunci în ceruri, că vorbeam de ceruri, o să putem să lăudăm pe Domnul și nu o să trebuiască să punem perne în ferestre, zicea el, că eram în subsol și era totul geamurile acoperite cu perne. Și a doua zi a fost atacul și el a trecut la Domnul și a murit moarte de martir. Dumnezeu a îngăduit, a fost vremuri foarte tragice și dureroase și ne-am trecut prin multă frământare. Și de-aia am avut nevoie de o agenție și de-aia am avut nevoie de biserici care să se roage, să ne susțină și am mers la consiliere după aia. Pentru că în momente de genul ăsta ai nevoie de mare ajutor din partea celor din jur și a bisericii și a agenției. În ciuda acestor lucruri, oamenii s-au pocăit. În ciuda acestor lucruri avem creștini care au rămas și rămân acolo, chiar dacă ar fi putut să emigreze. Și în ciuda acestor lucruri avem misionari care acum pleacă. Nu pot pleca familii, că nu mai avem școală la copii, nu mai avem... Noi n-am vrut să plec, eu n-am vrut să plec din țara aia, aș fi stat și acum încă noi suferim din cauza că nu suntem acolo. Văd pozele pe Facebook, câte un coleg și îmi zic, mi-ar fi plăcut să fiu în Afganistan, dar am înțeles că Dumnezeu a închis ușa și a închis-o tot când am primit niște amenințări și informații că se pregătește un atac și din partea ambasadei americane și în seara aia am fost evacuați în toamnă. Și am ajuns în România și acum suntem aici. Dar Dumnezeu zidește biserica acolo și se pocăiesc oameni și lucrarea continuă și sunt multe grupuri neatinse cu Evanghelia în țara asta și eforturile sunt foarte mari. Se investesc ani de zile ca să încerci să formezi un grup care să poată pe urmă să continue. S-a făcut mult lucrul ăsta în ultimii ani în Afganistan. Noi nimeni nu avem cifre exacte, că nu se știe. Situația era așa de tensionată, că nu puteai să te întâlnești în grupuri mari și să comunici prea mult. Dar Dumnezeu lucrează și noi ne-am considerat onorați și a fost un privilegiu să slujim anii ăștia în Afganistan. Cred că a fost cel mai bun mod de a îi folosi și harul Domnului în toate situațiile astea și Dumnezeu își conduce. Și e o minune că Dumnezeu încă cheamă oameni în țările astea, dar să privim la imaginea de ansamblu, să ne dăm seama că pe unii dintre ei Dumnezeu îi aduce aici la porțile noastre, așa cum am spus, îi aduce în Grecia, îi va aduce și în România, vor veni, dacă intrăm în Schengen, sigur vor veni mult mai mulți aici. Noi să fim pregătiți ca biserică. Dacă Werner și-o da viața, pentru că e o iubită, a lucrat 11 ani acolo, și-o da viața pentru oamenii ăștia și soția lui... spunea, era împăcată că e voia Domnului. Și trebuie a doua zi după atentat să mă duc să aranjez cazarea și arsese totul și a murit copiii și soțul. Și... teribil, teribil. Deci eu n-am crezut că Dumnezeu va îngădui să trecem prin așa ceva. Și totuși oamenii ăștia iubesc, au iubit și continuă să iubească țara aia și
lucrarea pe care Dumnezeu o face acolo. Și acum e rândul nostru, a românilor, să dăm... Dumnezeu ne-a păzit, n-a murit încă niciun misionar de-a nostru pe câmpul de misiune. Să nu dăm înapoi, să nu ne schivăm. Avem, cum am spus, biserica noastră, Dumnezeu a binecuvântat-o, ne-a pregătit din atât de multe puncte de vedere și zic să ne mobilizăm și să trimitem și să susținem și să ne rugăm pentru ei și să ne deschidem ochii pentru cei din jur. Și dacă eu am mers în Afganistan, acolo ne-a chemat Dumnezeu, să începem de aici, de lângă noi, Balcanii, nevoia uriașă care există în țările astea și gândiți-vă că din Cluj, aproape în orice țară din asta, poți să ajungi în aceea zi, aici lângă noi, în Macedonia, în Bosnia, în Kosovo și în toate sunt mari nevoi și Dumnezeu ne-a pus pe noi aici lângă ei. Așa că să discernem vremurile astea în care trăim, să facem tot ce putem, tot ce ține de noi, ca biserică să dăm și să slujim și să trimitem și să-i trimitem pe cei mai buni, dacă putem, cum se spune astăzi aici, să-i susținem cu generozitate și Dumnezeu să ne ajute la asta. Vreau ca lucrurile astea să ne motiveze și, practic, gândiți-vă, ce faceți vara asta? Câți tineri duceți în Grecia? Cum îi organizați? Cum îi duceți? Unde îi duceți? Pe cine duceți? Se poate face o excursie. Lăsați-vă creativitatea la îndemâna Duhului Sfânt și biserica română poate vara asta să marcheze poate mii de refugiați. Ducând tineri care altfel s-ar duce, eu știu, în excursii sau la mare, să meargă în Grecia. Și poate să meargă și la mare de acolo câteva zile, nu e nicio problemă, dar să meargă și să slujească refugiaților. Te rog, Daniele. După o perioadă de... Prima perioadă cât am stat în Afganistan, ne-am întors în 2011 pentru o pauză în România și nu mi-am putut crede ochilor că în orășelul mic, liniștit din nordul Bucovinei, în Rădăuți, pot să întâlnesc afgani. Era acolo un centru de afgani și până nu de mult nu știam exact unde să pun mâna pe hartă ca să arăt unde este Afganistanul și în casa părinților mei am avut 12 paștuni stând la masă cu noi, discutând, cântând la rabab și alte instrumente, vorbind despre iertare și persecuție și răzbunare. Acestor oameni care, dacă continuau să stea în Afganistan, deveneau paștuni știți, sunt grupul cel mai religios extremist, probabil ajungeau ceea ce mulți dintre copiii afganilor sunt, a talibanilor, a paștunilor sunt îndemnați ca să își dea viața în explozii, în alte lucruri de genul acesta, în jihad. După 3 ani de zile, cât așa cum s-a spus, am fost împreună cu familia în Afganistan, în 2015, acum nu puteam să ne revenim din șocul pe care l-am avut atunci când am văzut sute de afgani într-o singură sală și li se predica Evanghelia liber, afgani care erau pur și simplu de pe stradă, de la centre de refugiați, oameni care majoritatea, 99% probabil la sute, erau musulmani. Și tocmai venisem din Afganistan, unde nu puteai să iei 2 oameni de pe stradă și pur și simplu musulmanilor să le spui despre Domnul Iisus. Și eram șocat, asta se întâmpla în Grecia. Nu ar trebui să spun sau nu spun că ar trebui să se întâmple asta tuturor misionarilor din țările musulmane, dar Dumnezeu nouă ca și familie cu copii și ne-a închis deocamdată ușa spre Afganistan. Nu știm, poate mai târziu ne vom întoarce cu o echipă mai mare, din care 10 dintre ei să fie afgani care au fost convertiți în Europa. Înainte ca Dumnezeu să miște popoarele, ne-a mișcat, ca să vină criza aceasta a imigrației, ne-a mișcat pe noi ca să mergem în Grecia,
și să întâmpinăm sute de mii de refugiați care au trecut prin Grecia în mai puțin de un an de zile. De ce am plecat din Afganistan? Încă o dată pot să spun că, în primul rând, pentru că aceasta a fost voia lui Dumnezeu, pe lângă situațiile care au survenit acolo, credem că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi, pentru acum. Au fost trei sau patru etape ale migrației pe care noi le-am simțit în mod direct acolo fiind în Grecia. Fiecare etapă a însemnat o strategie diferită de misiune. Primul val a plecat în perioada iulie-august anul trecut, când cei care au plecat au fost refugiați care trăiau deja de câteva luni în Grecia sau de câțiva ani. Era un proces ca să primească acte acolo, dar s-a dat drumul la frontiere și au putut să meargă înspre Europa. Până atunci lucrarea se făcea în mod constant, veneau aceiași oameni, puteai să te ocupi de ei în mod sistematic, dacă cineva lua botezul, puteai să observi, să urmărești creșterea lui, să-l ucenicizezi. Apoi a urmat următoarea perioadă când undeva între 5, 6, 7 luni veneau refugiați, nici măcar nu mai ajungeau la centrele acele de cazare ca să se înscrie, să li se ia amprentele, să li se facă documente. Pur și simplu, dacă voiau, mergeau la cele centre de refugiați, stăteau acolo când vroiau, cât vroiau, mâncau gratuit, mergeau cu metrourile, cu autobuzurile, fără bilete, pentru că erau acceptați așa. Probabil că mulți dintre ei și-au revenit și și-au dat seama mai târziu că nu aceasta este imaginea Europei. Vii, mănânci gratuit în Europa, te plimbi gratuit. Mai târziu, mulți dintre ei și-au dat seama că, de fapt, este destul de greu chiar și în Europa. Dar oamenilor acestora, în timp ce ei veneau, ajungeau de pe insula de unde traversau ilegal, numai că în perioada asta cred că a fost legal oarecum, ajungeau acolo, veneau în Atena, îi prindeam de pe drum cu bagajele sau în parcuri, unde îi invitam la centrele noastre, le ofeream un puțin odihnă, să bea un ceai, să mănânce, să spele hainele, să facă un duș. Și în timpul acesta, înainte de a pleca mai departe, le spuneam Evanghelia Domnului Iisus, le dădeam o Biblie, o broșură și îi lăsam să plece. Și asta era tot ce puteam face în perioada aceea. Nu-i aveam mai mult. Unii dintre ei, este drept că își amânau cu câteva zile plecarea. Vreau să afle mai mult despre Domnul Iisus și cei mai mulți dintre ei care stăteau și amânau, luau și botezul în perioada aceea. Și apoi, ca și famenul, plecau mai departe la drum plin de bucurie. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta. În perioada aceasta, și undeva în decembrie, aproape în fiecare duminică, erau botezuri în care afgani, foși musulmani, încheiau acum un legământ cu Dumnezeu. Am avut și weekend în care peste 25 de persoane au fost într-un singur weekend botezați. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care El o face acolo. Din ianuarie nu s-a mai dat voie să se treacă spre Europa decât afganilor și sirienilor. S-a creat un filtru, doar cei care veneau din Afganistan, din Siria, puteau să treacă mai departe. Astfel, deodată ne-am trezit cu sute de mii de iranieni. Poate nu sute de mii, dar mii de iranieni. Deja la centrele noastre erau într-un procent de 70% plin de iranieni. Iranienilor, continuăm să facem același lucru, să le vestim Evanghelia. Iranienii erau de obicei mai descriși la Evanghelie și un lucru care, dacă, de exemplu, în general, iranienii consideră pe afgani undeva mai jos și privesc înspre Afganistan, la țara
de unde se uită de sus. Ceva s-a întâmplat în în Grecia de data aceasta și cred că este un semn al puterii lui Dumnezeu în afganii care l-au cunoscut pe Hristos. Și ce s-a întâmplat? Afganii îi conduceau la Hristos pe iranieni. Afganii îi botezau pe iranieni. Afganii aveau biserică pe care o conduceau și învățau iranienii și iranienii acceptau să pentru că era puterea lui Hristos în acei oameni. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu lucrează. Aș vrea ca să vedeți și câteva fotografii din parcurile din care asta e perioada în care ajungeau, stăteau câtva timp până ce primeau bani din Afganistan prin Western Union sau prindeau loc în autobuz care mergea spre Macedonia, stăteau câtva timp, vă uitați la ei, pur și simplu stăteau și așteptau ca să meargă mai departe. Puteți să observați că mulți dintre ei, și să rețineți lucrul acesta, stau, au telefoane, aici sunt foarte ocupați cu telefoanele. Rețineți lucrul acela. Iarăși, în acel parc stăteau, de exemplu, cortul respectiv. Într-o seară putea dormi o familie, următoarea noapte venea cei care erau, plecau, veneau următorii. Era un tranzit incredibil și ne miram. Îi aduceam la centrele noastre, le vorbeam, stăteam de vorbă cu ei, aveam literatură pe care le distribuiam, am cumpărat Biblii pentru ei și aici câteva fotografii de la botezurile care au fost acolo. Ce s-a întâmplat apoi? A urmat perioada în care suntem și acum, perioada când s-au închis total frontierele pentru imigranți și s-a creat un efect de tampon când încă afganii puteau să intre în Grecia, dar nu puteau să iasă, să meargă mai departe. În felul acesta, dintr-o dată, spațiile de cazare pentru imigranți au devenit neîncăpătoare. Sute de mii sau mii de afgani au rămas blocați fie la graniță cu Macedonia în zona Tesalonicului sau în Atena și cei mai mulți în zona portului. Dintre afganii care vin din Afganistan, paștunii sunt cei religioși care cu greu vin la centrele noastre pe care le știu, sunt centre creștine. Nu vin așa de ușor pentru o mâncare, pentru un ceai, pentru alte lucruri, așa că noi plecăm la ei, mergem la ei în port, stăm cu ei de vorbă. Am avut ocazie în care ne-au primit, cum ne-au primit odinioară în Afganistan, cucii, nomazii, în corturile lor. Am stat de vorbă cu ei, le-am împărtășit, le-am povestit despre experiența noastră din Afganistan, despre minunile pe care le-am văzut noi în Afganistan. Am răstat și am răspuns întrebărilor lor despre creștinism. Le-am spus despre Domnul Iisus. Pentru mulți dintre ei era ceva complet nou, ceea ce auzeau. Era total diferit ceea ce auzeau ei despre creștinism de la moscheile lor, din țările din care veneau. Și mulți dintre ei spuneau, am venit numai ce am trecut din Grecia, țară musulmană, în Europa, în Grecia, și din Turcia în Grecia și am simțit ceva în interiorul meu. A fost ca și cum un arc care zeci de ani, spunea un bătrân care l-ați văzut în fotografia respectivă, am fost ținut, presat acolo, nu am avut voie să-mi exprim ideile, nu am avut acces la informații. Dintr-o dată am ajuns aici și ca un arc mi s-a dat drumul și am putut să respir viață. Unul dintre afganii cu care am stat de vorbă îmi spunea, și dacă acesta este creștinismul pe care tu îmi spui, atunci neapărat trebuie să citesc Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, să aflu mai mult de ceea ce îmi spui. Un alt afgan spunea, unul care a avut o viață grea, foarte grea, dacă ar fi, a trăit în Anglia, a mers traducător forțat într-un fel de niște împrejurări din Anglia, a trebuit să plece din Anglia, a fost traducător 3 ani de zile în Afganistan pentru forțele speciale ale Statelor Unite în Afganistan, a trăit în cele mai groaznice locuri de pe planeta aceasta, în Afganistan,
văzând atrocități și lucruri care se întâmplă pe nedrept oamenilor nevinovați, lucruri pe care l-a zdruncinat. Ajuns în Grecia, nu poate să se întoarcă deocamdată decât peste un an în Anglia și spunea bărbatul acesta, în timp ce povesteam despre Domnul Iisus, aflat cu 3 zile de la cineva și zice, unde au fost sau unde sunt creștinii aceștia? Am trăit atâția ani în Anglia, nu am găsit pe nimeni, nu mi s-a spus nimic despre felul acesta de creștinism. Și spunea, mi se încălzește inima oarecum când aud lucrurile acestea și dacă până acum nici nu spuneam că există Dumnezeu, ci totul sunt eu și eu ce fac, aceea primesc, spunea, acum ceva se întâmplă în inima mea, simt că mi se încălzește inima în mine, vreau să știu mai multe. Și a continuat și din nou urmează să ne întâlnim, cred că duminica aceasta, după programul de, l-am invitat din nou la grupul de biserică afgană la care ne întâlnim și putem să continuăm. Ceea ce se întâmplă în Grecia, în zilele acestea, este uimitor, sunt timpuri extraordinare în care Dumnezeu pur și simplu a mișcat popoarele și îi dăm slavă lui Dumnezeu. Când am mers în Grecia, Dumnezeu mi-a spus să merg cu îndrăzneală. Nu știu câtă vreme va mai ține libertatea aceasta sau chiar aici în Europa, dar asta facem. În timp luni seară avem un mesaj în fiecare săptămână, câte o predică evanghelistică în care oamenii, acum iarăși, pentru că s-a creat acest, cum am spus, efect de dă-i-năboi, acest efect în care s-au aglomerat pur și simplu. Vin mulți, miercuri, discuții biblice, avem foarte mult, folosim acum carduri pentru, de memorie pentru telefoane. De asta spuneam despre telefoanele care le-ați văzut oamenii acolo. Avem carduri mici de 8 giga în care avem tot felul de materiale creștine, filmul Viața Domnului Iisus, Biblia audio scrisă, alte predici, cântări. Sunt de un real folos și sunt efecte pe care le vedem în viața lor și beneficii multiple. De ce? Pentru că, în primul rând, oamenii aceștia, mulți, ar vrea să citească, nu au un loc stabil, nu pot să ia literatură tipărită cu ei. Apoi, oamenii aceștia, majoritatea, mulți dintre ei sunt analfabeți, ascultă audio, vizionează. Apoi, sunt oameni care nu pot să citească în prezența altora. Telefonul este un mod mai privat și, în felul acesta, săptămânal, sute de carduri ajung în mâinile acestor oameni, carduri pe care nu le pot șterge dacă nu le vor. Sperăm și credem că rămâne informația acolo și mergem mai departe și dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă. Avem nevoie de să fim acoperiți în rugăciune în timp ce facem lucrarea aceasta. Avem nevoie de biserici care să ne se alăture. Avem nevoie de ceea ce Pavel a avut în biserica din Filipeni. O biserică care a stat în spatele lui și acum putem să dăm pentru final aici câteva motive de rugăciune pe care aș vrea ca să vă rugați pentru noi, pentru lucrarea de acolo. Bugetul nostru, noi din decembrie am fost pe zero sau pe minus. În perioada de tranziție spre Grecia am fost un an de zile în România, frații au văzut că suntem în România, deja a scăzut foarte mult bugetul. Ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne ajute să creștem din nou și să putem face lucrarea fără îngrijorări din punctul acesta de vedere. Un card înseamnă mult pentru un om, au fost mărturii care au spus că prima dată când au avut contact cu Evanghelia a fost când a văzut filmul Viața Domnului Iisus și de acolo au început să-L caute pe Hristos. Vom avea 2 tabere de 5 zile, pentru o tabără pentru cei necreștini care sunt interesați și vom petrece 5 zile în care avem un timp intens, în care stăm de vorbă, li se prezintă mesajul Evangheliei. În această tabără va fi și o echipă însoțită de fratele Daniel Bujeniță cu studenți de la CRST și să ne rugăm pentru taberele acestea. Cealaltă tabără va fi pentru creștini care
s-au întors la Domnul și acum vrem ca să crească spiritual și să le oferim acest timp de creștere spirituală și am vrea ca să ne rugăm pentru lucrurile acestea. Credem că facem lucrarea aceasta doar prin puterea lui Dumnezeu și nu singuri, pentru că nu putem singuri, ci o facem împreună cu Biserica lui Hristos. Îi dăm slavă lui. Amin. L-am urmărit împreună pe George Găvruș, fost misionar în Asia Centrală, într-o țară cu mare risc, și pe invitatul lui, Daniel Piu, care în momentul de față slujește printre refugiații afgani, iranieni, care poposesc în Grecia și caută să ajungă în Europa, să găsească o viață mai bună. În speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere, vă aștept cu multă dragoste și bucurie și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, să urmărim ce face Dumnezeu în lume, cum Dumnezeu mișcă popoarele, cum Dumnezeu mișcă oameni și trimite să ducă vestea bună până la marginile pământului. De ce? Pentru că vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.